It's been such a privilege to share God's word with you over these sessions. Mi-a făcut o așa mare plăcere să pot să împărtășesc cuvântul lui Dumnezeu cu voi în aceste sesiuni. And I'm going to miss you. Și o să-mi fie dor de voi. But, yeah. So what we're going to look at this morning is quite a difficult passage. În dimineața aceasta vom citi un pasaj destul de dificil. It's all of Joshua chapter 7. Și anume întreg capitolul 7 din Iosua. And it's a challenging and a hard passage. Este un pasaj dificil și un pasaj care ne provoacă. So I hope you got it open and we're going to listen to it read. Copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminția lui Iuda, a luat din lucrurile date spre nimicire și Domnul s-a aprins de mânie împotriva copiilor lui Israel. Iosua a trimis din Ierihon niște bărbați la Ai, care este lângă Bet Aven, la răsărit de Betel, și le-a zis: suiți-vă și iscodiți țara. Și oamenii aceia s-au suit și au iscodit cetatea Ai. S-au întors la Iosua și i-au spus: degeaba mai faci să mai meargă tot poporul. 2,000 sau 3,000 de oameni vor ajunge ca să bați cetatea Ai. Nu osteni tot poporul, căci oamenii aceia sunt puțini la număr. Aproape 3,000 de oameni au pornit, dar au luat-o la fugă dinaintea oamenilor din Ai. Oamenii din Ai le-au omorât aproape 36 de oameni. I-au urmărit de la poartă până la Shebarim și i-au bătut la vale. Poporul a rămas încremenit și cu inima moale ca apa. Iosua și-a sfâșiat hainele și s-a aruncat cu fața la pământ până seara, înaintea chivotului Domnului, el și bătrânii lui Israel, și și-au presărat capul cu țărână. Iosua a zis: ah, Doamne Dumnezeule, pentru ce ai trecut pe poporul acesta Iordanul ca să ne dai în mâinile amoriților și să ne prăpădești? De-am fi știut să rămânem de cealaltă parte a Iordanului. Dar, Doamne, ce voi zice după ce Israel a dat dosul înaintea vrăjmașilor lui? Cananiții și toți locuitorii țării vor afla, ne vor înconjura și ne vor șterge numele de pe pământ. Și ce vei face tu numelui tău celui mare? Domnul a zis lui Iosua: scoală-te! Pentru ce stai culcat astfel pe fața ta? Israel a păcătuit, au călcat legământul meu pe care li l-am dat, au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat și au mințit și le-au ascuns printre lucrurile lor. De aceea copiii lui Israel nu pot să țină piept vrăjmașilor lor, vor da dosul în fața vrăjmașilor lor, căci sunt dați spre nimicire. Eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. Scoală-te, sfințește poporul și spune-le: sfințiți-vă pentru mine, căci așa zice Domnul Dumnezeului Israel: în mijlocul tău este un lucru dat spre nimicire, Israele. Nu vei putea să ții piept vrăjmașilor tăi până nu veți scoate lucrul dat spre nimicire din mijlocul vostru. Să vă apropiați mâine dimineață după semințiile voastre, și seminția pe care o va arăta Domnul prin sorți se va apropia pe familii, și familia pe care o va arăta Domnul prin sorți se va apropia pe case, și casa pe care o va arăta Domnul prin sorți se va apropia pe bărbați. Cine va fi arătat prin sorți că a luat din ce era dat spre nimicire, va fi ars în foc, el și tot ce este al lui, pentru că a călcat legământul Domnului și a făcut o mișelie în Israel. Iosua s-a sculat dis de dimineață și a apropiat pe Israel după semințiile lui și a fost arătată prin sorți seminția lui Iuda. A apropiat familiile lui Iuda și a fost arătată prin sorți familia lui Zerah. A apropiat familia lui Zerah pe case și a fost arătată prin sorți casa lui Zabdi. A apropiat casa lui Zabdi pe bărbați și a fost arătat prin sorți Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminția lui Iuda. Iosua a zis lui Acan: fiule, dă slavă Domnului Dumnezeului lui Israel, mărturisește și spune-mi ce ai făcut, nu-mi ascunde nimic. Acan a răspuns lui Iosua și a zis: este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului lui Israel și iată ce am făcut. Am văzut în pradă o manta frumoasă de șinear, 200 de sicli de argint și o placă de aur în greutate de 50 de sicli. Le-am poftit și le-am luat. Iată, sunt ascunse în pământ în mijlocul cortului meu și argintul este pus sub ele. Iosua a trimis niște oameni care au alergat în cort și iată că lucrurile erau ascunse în cortul lui Acan și argintul era sub ele. Le-au luat din mijlocul cortului, le-au adus lui Iosua și tuturor copiilor lui Israel și le-au pus înaintea Domnului. Iosua și tot Israelul împreună cu el
au luat pe Acan, fiul lui Zerah, argintul, mantaua, placa de aur, pe fiii și fiicele lui Acan, boii lui, măgarii, oile, cortul lui și tot ce era al lui și i-au suit în Valea Acor. Iosua a zis, pentru ce ne-ai nenorocit? Și pe tine te va nenoroci Domnul azi. Și tot Israelul i-a ucis cu pietre, i-au ars în foc, i-a ucis cu pietre și au ridicat peste Acan un morman mare de pietre, care se vede până în ziua de azi. Și Domnul s-a întors din iuțimea mâniei lui. Din pricina acestei întâmplări s-a dat până în ziua de azi locului aceluia numele de Valea Acor, adică tulburare. What an amazing passage. Ce pasaj uimitor. The last chapter had ended with great victory. Capitolul precedent s-a încheiat cu o mare victorie. It's a high point, something that people remember, the Battle of Jericho. Este un punct înalt de care oamenii își vor aduce aminte toată viața, cucerirea Ierihonului. God does this amazing miracle and the walls come down. Dumnezeu intervine în mod miraculos și zidurile se prăbușesc. And then we have this dramatic story. Dar după aceea urmează această întâmplare dramatică. The dramatic story of the defeat of Israel. Relatarea dramatică a înfrângerii poporului Israel. Then we have the dramatic identification of the sinner. După care, în mod dramatic, este identificat păcătosul. Which is done in front of everyone. Ceea ce a făcut este adus în fața tuturor. And it's done gradually. Pentru că ceea ce se întâmplă acum se întâmplă pas cu pas. And while we, the readers, know who's going to be chosen, noi, cititorii, deja știm cine va ieși la sorți, because we've been told in verse 1, pentru că ni s-a spus de la început. You can imagine how all of these tribes feel as they're lined up. Imaginați-vă ce simt toate semințiile care sunt adunate în front. Everyone has to line up. Hundreds of thousands of people. Toată lumea, sute de mii de oameni trebuie să se alinieze. And then one tribe is chosen and all of the others breathe a sigh of relief. Și când din 12 seminții una iese în față, celelalte 11, se suflă ușurate. And then everyone from that tribe has to line up. Dar acum trebuie să se alinieze toată seminția lui Iuda. And then a clan within that tribe is chosen. Și acum este aleasă o familie din această seminție. And everyone else breathes a sigh of relief. Și toți ceilalți, sunt ușurați. And then they're lined up by extended families. Și acum sunt aliniați fiecare pe casele lor. And one family is chosen. Și o familie iese în evidență. Then they're lined up by individuals, heads of house, the men. Și acum din familia asta lărgită sunt puși capii de case, de familii, bărbații doar. And finally Achan is chosen. Și în sfârșit Acan este dat la lumină. And then there is the punishment. Și acum urmează pedeapsa. Where Achan is killed. Când Acan este omorât. And his entire family and all of their animals. Împreună cu familia lui și cu toate animalele lor. But it's not just that they're executed on the spot. Și nu-i vorba doar că sunt executați pe loc. It says that all Israel took them to another place, to a valley. Ci spune că tot Israelul i-a luat și i-a dus într-o vale. And they carry Achan's tent. Și acolo în vale aia duc și cortul lui Acan. And they carry along his donkeys and his oxen and his sheep. Oile lui, măgarii lui, toate animalele lui. His entire family. Întreaga lui familie. And then they burn them. Și acolo sunt arși. And then they cover them with stones. Și apoi îi acoperă cu pietre. That's a difficult passage. Un pasaj dificil. But it's also a very dramatic passage. Dar este de asemenea un pasaj dramatic. How are we to understand it? Cum ar trebui oare să-l înțelegem? Well, let's begin with Achan. Hai să începem cu Acan. We're told his genealogy two or three times. De două sau de trei ori în pasaj ni se prezintă genealogia lui. You're told it in verse 1. Ni se spune în versetul 1. You're told it in verse 18. Apoi în versetul 18. But also you're narrated it during the drama of the choice. Dar apoi ea este percepută și în descrierea dramatică a tragerii la sorți. He is the son of Carmi. El este fiul lui Carmi. The son of Zabdi. Fiul lui Zabdi. The son of Zerah. Fiul lui Zerah. The son of Judah. Fiul lui Iuda. Who cares? Asta e. Let's look back to Genesis chapter 38. Hai să vedem Geneza capitolul 38. Genesis chapter 38 is an incredibly important passage. Capitolul 38 din cartea Geneza este extrem de important. It's the story of how Tamar
gets pregnant by Judah. Aici ni se relatează modul în care Tamar rămâne însărcinată cu Iuda. And it's the story of the line that leads to David, that leads to Jesus. Și această poveste este cea care pornește arbole genealogic care duce la David și mai apoi la Isus. But in fact, Tamar becomes pregnant with twins. Și Tamar rămâne însărcinată și are să nască gemeni. And so we're just going to read the last four verses of the chapter from verse 27. Vom citi ultimele patru versete ale capitolului 38. Când i-a venit vremea să nască, iată că în pântecele ei erau doi gemeni. Și în timpul nașterii unul a scos mâna înainte. Moașa i-a apucat mâna și a legat-o cu un fir roșu zicând, acesta a ieșit cel din tâi. Dar el a tras mâna înapoi și a ieșit frate său. Atunci moașa a zis, ce spărtură ai făcut? De aceea i-a pus numele Pereț, adică spărtură. În urmă a ieșit fratele lui, care avea firul roșu la mână, de aceea i-au pus numele Zerah, adică crămiziu. So we've heard about Zerah, the son of Judah. Deci am auzit despre acest Zerah, fiul lui Iuda. And there's another son of Judah called Perez. Dar mai este un fiu al lui Iuda pe nume Perez. And it's from Perez that you get the line that leads to David, that leads to Jesus. Prin Perez este linia genealogică ducând la David și apoi la Domnul Isus. Now one of the things I want to encourage you to do is to consider the whole Bible together. Aș vrea să vă îndemn ca întotdeauna să luați în considerare întreaga scriptură când citiți ceva. So when you're looking at Joshua chapter 7, don't just look at Joshua chapter 7. Când citim Iosua capitolul 7, nu ne interesează doar capitolul 7 din Iosua. So next we need to go to the book of Ruth. Așa că trebuie să mergem mai departe în cartea lui Rut. The last chapter of the book of Ruth, Ruth chapter 4. În ultimul capitol al cărții Rut, Rut capitolul 4. And we're going to read some verses from there. Vom citi câteva versete de acolo. We'll read verses 11 and 12. Vom citi versetele 11 și 12. And then verse 18 to 22, please. După care versetele 18 la 22. Puțin să-mi... That's Ruth chapter 4, 11 through to 12 and 18 to 22. Rut capitolul 4, versetul 11 și 12. Tot poporul care era la poartă și bătrânii au zis, suntem martori, Domnul să facă pe femeia care intră în casa ta ca Rahela și ca Lea, care amândouă au zidit casa lui Israel. Arată-ți puterea, nefrata, și fă-ți un nume în Betleem. Sămânța pe care ți-o va da Domnul prin această tânără femeie să-ți facă o casă asemeni casei lui Pereț, care s-a născut lui Iuda din Tamar. Și mergem la versetul 18. Iată sămânța lui Pereț. Pereț a fost tatălui Hețron. Hețron a fost tatălui Ram. Ram a fost tatălui Aminadab. Aminadab a fost tatălui Nahshon. Nahshon a fost tatălui Salmon. Salmon a fost tatălui Boaz. Boaz a fost tatălui Obed. Obed a fost tatălui Ishai și Ishai a fost tatălui David. Now the genealogies in the Bible are important. Genealogiile din Sfânta Scriptură sunt foarte importante. You remember how amazingly Ruth marries Boaz. Ne aducem aminte modul uimitor în care Ruth ajunge să fie măritată cu Boaz. And then she people bless her. Și acolo oamenii o binecuvintează. And they say may she be fruitful and may you, Boaz, be fruitful like Perez. Și spune să fie o femeie binecuvântată de Dumnezeu cu copii și să aibă copii ca sămânța lui Perez. Because Perez is the line that is fruitful. Pentru că Perez este acea linie genealogică plină de copii și descendenți. And Zerah is the line that is not fruitful. Dar Zerah este o linie genealogică fără prea mulți copii. We see all of Achan's family killed. Pentru că toată familia lui Achan a fost omorâtă. They bear no more children. Și astfel că mai departe nu mai sunt alți copii care să poarte numele. Now it looked back in Genesis chapter 38 that Zerah was going to be born first. În Geneza capitolul 38 se părea că Zerah se va naște primul. But then Perez was born first. Și totuși Perez este cel care iasă complet afară primul. And often God does this. Și adeseori Dumnezeu face lucrul acesta. It looks like one person is going to win. Se pare că o anumită persoană o să câștige. And God takes the other. Și Dumnezeu alege pe celălalt. And this is a lesson for us spiritually. Și asta în mod spiritual este o lecție pentru noi. The spiritual principle of reversal. Este principiul spiritual al inversării. That we can see throughout scripture. Și îl vedem de-a lungul întregii scripturi. And as we look round in our lives, și în viața noastră când privim, we tend to think we know what's going on.
Noi gândim că ne cam dăm seama, cam știm ce se întâmplă. Oh, over there, they're doing really well. Ah, cei de acolo, ăia se descurcă foarte bine. But God takes the weak things of the world to confound the mighty. Dar Dumnezeu alege lucrurile slabe ale acestei lumi ca să le facă de rușine pe cele tari. So one of the things we've got to see in this passage is just the big picture of God's plan. Și un lucru pe care vreau să-l observați în acest pasaj este imaginea de ansamblu a planului măreț al lui Dumnezeu. But we also need to look at Achan's behavior. Dar hai să vedem puțin și comportamentul lui Achan. How he took what he shouldn't do. Cum a luat ce n-ar fi trebuit să ia. He wanted that wealth. El a vrut acea bogăție. What a contrast with Christ. Ce contrast între Achan și Hristos. Who gave up the wealth of heaven. Hristos a renunțat la bogățiile cerului. Achan made his people lose. Achan este cauza pentru care poporul său a pierdut bătălia. But Christ gave up wealth and saved his people. Dar Hristos a renunțat la bogății ca să salveze poporul. Think of all the sins that Achan was committing. Să ne gândim la toate păcatele comise de Achan. Theft, furt, greed, lăcomie, hiding from God, ascunzând lucruri de Dumnezeu, călcând legământul cu Dumnezeu, și până la urmă este răspunzător de moartea 36 de israeliți. But he's actually doing something far bigger and far worse. Însă fapta lui este mult mai mare și mult mai rea. Now remember yesterday how we considered Rahab. Ieri ne uitam la istoria lui Rahav. And Rahab is a Canaanite woman who has loyalty to the God of Israel. Rahav este o femeie cananită a cărei loialitate este de partea Dumnezeului lui Israel. And she becomes part of the royal line. Și în cele din urmă ea ajunge să fie în casa regală. Now we have a Canaanite, an Israelite. Acum avem de a face cu un israelit care se poartă ca un cananit. And he brings shame on his people. Și el aduce rușine asupra poporului său. And so we see this another reversal. Avem o nouă inversare aici. As there was a reversal with Perez and Zerah. După cum a fost o inversare între Perez și Zerah. As there was a reversal with Esau and Jacob, where Esau was born first, but Jacob was privileged. Cum a fost o inversare între Esau și Iacov, deși Esau a fost întâiul născut, Iacov a primit binecuvântarea. So we see a reversal between Rahab and Achan. Observăm aici o inversare între Rahav și Achan. Now Achan is a real name. Achan este un nume real. And Rahab is a real name that actually really fits the time. Și Rahav este un nume real care se potrivește cu perioada aceea de timp. But by God's sovereignty, it's also the case that the letters of Achan's name can be rearranged to make the name Canaan. Dar în suveranitatea lui Dumnezeu, literele din numele lui Achan pot să fie inversate în așa fel încât să însemne Canaan. You see, God's rather sovereign. Dumnezeu este stăpân. Now let's look at four lessons we can learn from this. Aș vrea să subliniez patru lecții pe care le putem învăța de aici. First, the lesson, sin is bigger than it looks. În primul rând, păcatul este mai mare decât pare. Secondly, that complacency leads to catastrophe. În al doilea rând, automulțumirea duce la catastrofă. Thirdly, we're going to look at true repentance. Apoi vom vedea ce înseamnă adevărata pocăință. And fourthly, what this teaches us about Christ. Și apoi vom vedea ce ne învață totul despre Hristos. So, firstly, we see that Achan sinned in a very big way. Observăm deci că Achan a păcătuit într-un mod grozav. It maybe looked like a small sin. Poate părea un păcat destul de mic. There was plenty of spoil. Era multă pradă acolo. And what harm comes if someone takes it? Și care e așa de mare problema dacă mă aleg și eu cu ceva? After all, the owners are probably dead now. La urma urmei, fostul proprietar al bogățiilor probabil a murit. But of course it's disobeying God's command. Dar Achan încalcă porunca lui Dumnezeu. It's stealing from God himself. Și fură de la însuși Dumnezeu. And it's denying the sacred nature of this conflict. Și astfel el neagă natura sacră a conflictului, a războiului. I hope you can see that militarily this is nothing like modern conflicts. Sper că ați observat că din punct de vedere militar acest război nu se aseamănă cu războiul modern. In the wars in the Old Testament, the greatest weapon there was around was the chariot. În războaiele din Vechiul Testament, cea mai grozavă armă pe care o putea avea era carul de război. And in the Old Testament, the side with the chariots never wins.
Și în Vechiul Testament, cei care au care de luptă nu câștigă niciodată. God doesn't use the high-tech military to win. Dumnezeu nu folosește echipamentele sofisticate militare pentru a câștiga lupta. God brings the walls down himself. Dumnezeu răstoarnă singur, năruiește zidurile. And so when Achan took that, he was denying the sacred nature of what he was involved in. Și când Achan a pus mâna pe ce era interzis, el a negat natura sacră a războiului în care era implicat. He was doing what Judas Iscariot did. El a făcut cam ceea ce avea să facă Iuda Iscarioteanul. Seeking to profit from his position. Căutând un câștig din poziția pe care o avea. One of the things that makes this different from other conquest is that the people are not trying to enrich themselves. Unul din lucrurile care face această cucerire deosebită de altele este că oamenii nu încearcă să se îmbogățească în urma ei. They're not trying to take the washing machines from Jericho. Ei nu încearcă să fure mașinile de spălat din Ierihon. But this sin is far from small. Dar păcatul lui Acan nu este nici de cum mititel. Because verse 1 does not say Israel sinned. Pentru că versetul pentru că versetul 1 nu spune că Acan a păcătuit. It says the people of Israel broke faith. Ci spune că poporul lui Israel a fost necredincios. Of course Achan sinned. Sigur că Acan este cel ce a păcătuit. But it describes that the whole of the people broke the agreement. Dar descrierea păcatului implică întreg poporul care a păcătuit. Now if you have a car manufacturer, dacă am avea de a face cu un constructor de automobile și o persoană din acea fabrică de automobile decide să facă o mașină care nu-i sigură, that affects the entire car brand. Asta va afecta întreg numele companiei. It will hit the sales of that group. Și va trage în jos vânzările mașinilor. People may have to lose their jobs. S-ar putea ca unii angajați să-și piardă slujba. Pentru o singură mașină făcută prost. Or with a food manufacturer. Sau poate o companie care produce hrană. If one person puts toxins into the food, it affects everything. Dacă un singur angajat pune ceva toxic în acea mâncare, afectează întreaga firmă. And here with Israel, we can say Israel has broken the covenant. Așa că se poate afirma că întregul Israel a călcat legământul. And they broke it with the first city they tried to conquer. Și l-au călcat încă de la primul oraș pe care au încercat să-l cucerească. It was not that they conquered 10 cities and then they broke the covenant. Nu e ca și cum ar fi cucerit deja vreo 10 orașe și apoi s-a întâmplat necazul. They broke it when they came to Jericho right at the beginning. Ci chiar la început când au cucerit Ierihonul. So the Bible is showing us how quickly Israel descends into sin. Așa că Biblia ne arată cât de repede poporul Israel a căzut în păcat. Israel had not been given a long list of commands. Poporului nu i s-a dat o listă foarte lungă de porunci. It was a short list. Don't take anything. Era o listă scurtă, să nu luați nimic. Now one thing we need to remember is that everyone is responsible in a corporate structure. Ceea ce vreau să reținem este faptul că într-o structură corporată toată lumea răspunde de ce se întâmplă. If in a conflict you have an exchange of prisoners, dacă într-un anumit conflict se face un schimb de prizonieri, and one person from one side breaks the safe exchange agreement, și o singură persoană dintr-una din părțile implicate încalcă regulile de schimb în siguranță, then all of that side has broken the agreement. Înseamnă că întreaga parte a încălcat acordul. If you're in the police, you represent all of the police. Dacă ești polițist, reprezinți întreaga poliție. If you're in the army, what you do represents the entire army. Dacă ești soldat, tu reprezinți armata. If you're in the government, what you do represents the entire government. Dacă ești un funcționar guvernamental, reprezinți guvernul. If Adrian Mutu scores a goal for Romania, you can say Mutu scored or Romania scored. Dacă Adrian Mutu a dat gol pentru România, poți să spui că Mutu a înscris sau că România a înscris. You can even say we scored. Sau poți să spui noi am dat gol. In football clubs you see how closely the fans are tied to the players. Și în echipele de fotbal observăm cât de strâns legați sunt suporterii de echipă. A football club can be fined for the behavior of the fans.
echipa de fotbal poate fi amendată datorită comportamentului suporterilor săi. Literally, the punishment of what one person done is borne by everyone. Și literalmente, pedeapsa pentru greșeala unui suporter este purtată de toată echipa. And here, all of Israel suffers because one person was greedy. De data aceasta, întregul popor Israel are de suferit pentru lăcomia unui singur om. And it can be the same in the church. Și așa se poate întâmpla și în biserică. If the church has a lapse in safeguarding children, it affects everyone. Dacă biserica are o sincopă în păzirea copiilor, îi va afecta pe toți. If there's one case of abuse, that can affect everyone. Un singur caz de abuz asupra acestora va afecta numele întregii biserici. Our sins affect each other. Păcatele noastre îi afectează și pe cei din jur. Even our sins that no one else sees. Chiar și acele păcate de care nu știe nimeni. Just those sins that we ourselves know about. Păcatele de care știu doar eu. This was an invisible sin. Păcatul lui Acan a fost invizibil. There was nothing lost on the accounting list. Când s-a făcut lista de socoteli, nimic n-a ieșit lipsă la inventar. The things were hidden under Achan's tent. Iar ceea ce s-a furat era ascuns undeva sub cortul lui Acan. There was nothing that showed that this sin had occurred. Nu exista nicio dovadă că s-ar fi întâmplat un păcat. But God knew. Dar Dumnezeu a știut. What if there were consequences for our entire church from a sin that we privately cherish? Ce-ar fi dacă întreaga biserică ar avea de suferit de pe urma unui păcat în privat neștiut de nimeni? Now, of course, we need to remember that God is incredibly merciful. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu este incredibil de îndurător. And God forgives us again and again. Și Dumnezeu ne iartă din nou și din nou. And the blood of Christ covers all our sins. Și sângele Domnului Iisus Hristos acoperă toate păcatele noastre. I'm waking wake up every morning saying I am fully justified before God. Și în fiecare dimineață mă pot trezi și să spun: Doamne, îți mulțumesc că sunt pe deplin justificat înaintea ta. But still, do we cherish sin? Și totuși, nu cumva îmbrățișăm păcatul? May there be wider consequences from that. Poate că vor fi consecințe la scară largă din cauza aceasta. We need to use the fact that we know that God's merciful. Trebuie să folosim faptul că Dumnezeu este plin de îndurare pentru a-i cere lui puterea să depășim, să învingem acele păcate. And we see how Achan is not just punished as an individual. Și observăm că Acan nu este pedepsit doar ca persoană, ca individ. His entire family is punished. Întreaga lui familie este pedepsită. You might try to explain this. Poate că am încercat să explicăm lucrul acesta. You might say, well, probably the children knew what was hidden under the tent. Păi probabil știau și copiii ce-i ascuns acolo în cort. They had seen it taken in. Poate că l-au văzut pe tata cum aduce aurul. But the Bible doesn't say that. Biblia însă nu ne spune asta. And that doesn't explain why the oxen and the donkeys will be killed. Și oricum asta nu ar explica de ce trebuie ucise oile și măgarii. And so here we have a very difficult thing for us to accept. Așa că în această relatare avem un adevăr foarte greu de acceptat. But we do accept the principle that one person's actions can affect another's in life. Dar trebuie să acceptăm acest principiu că acțiunile unei persoane îi afectează pe toți cei din jur. You can have a good teacher at school and you do better, or a bad teacher and you can do worse. Poți avea un profesor bun la școală și vei lua note mai bune, sau poți avea un profesor rău și vei lua note proaste. The hard thing for us is to see how God is involved in this. Ceea ce este dificil pentru noi să înțelegem este cum e implicat Dumnezeu în toate acestea. But we need to realize that God judges both individuals and groups. Dar haideți să înțelegem că Dumnezeu judecă atât persoana ca individ, cât și grupul. We see this with Sodom and Gomorrah. Lucrul acesta îl observăm, de exemplu, în Sodoma și Gomora. Entire cities judged by God. Două orașe întregi judecate de Dumnezeu. But then God has mercy on Lot and his family and brings the four of them out. Dar Dumnezeu arată milă și îndurare față de Lot și familia lui și îi scoate pe cei patru afară în viață. But then one individual within those looks back at Lot's wife and she is turned into a pillar of salt. Dar chiar și din cei patru, o persoană încalcă porunca, soția lui Lot, se uită în urmă și devine un stâlp de sare. And you remember how Lot had offered his daughters for rape. Și vă aduceți aminte că în cetate acolo Lot oferise cele două fiice ale sale să fie ele violate? That's Genesis chapter 19. În Geneza capitolul 19.
And then at the end of the chapter, they make him drunk and he has sex that he has not consented to. Dar la sfârșitul acelui capitol, după ce Lot și fiicele lui scapă de pedeapsă, ele îl îmbată pe tatăl lor și au relații sexuale cu el fără ca el să fie de acord cu asta. So you see how complex the whole web of consequences and punishments are. Observați cât de complexă este această rețea de fapte, de acțiuni și consecințe. Some things seem to affect individuals more. Unele lucruri par să afecteze mai mult pe indivizi. Some things seem to affect groups more. Alte lucruri par să aibă o mai mare incidență asupra grupului. And we should recognize both of these principles in scripture. Și trebuie să recunoaștem ambele principii la lucru în scriptură. We call individuals to repentance. Noi chemăm oamenii personal la pocăință. But we recognize often whole families may come to faith together. Dar ne dăm seama că uneori familii întregi se vor pocăi împreună. So we see how Achan's sin was more than just a little sin. Deci păcatul lui Acan a fost mai mult decât așa un păcat micuț. And our sins affect more than just us. Păcatele noastre îi afectează și pe alții, nu doar pe noi. I don't think there's any sin that we can be sure only affects us. Nu cred că este vreun păcat despre care să fim siguri 100% că ne afectează doar pe noi. If we have a bad habit of watching things we shouldn't watch. Dacă avem, de exemplu, obiceiul prost de a ne uita la ce nu trebuie să ne uităm. Let's not think that only affects me. Să nu mă gândesc că asta mă afectează doar pe mine. It can affect others as well. S-ar putea să-i afecteze și pe alții. The second point is about complacency leading to catastrophe. Cea de-a doua lecție este automulțumirea care poate duce la catastrofă. Now when we saw them go to Jericho, everything was directed by God. Când vedem cucerirea Ierihonului, observăm că Dumnezeu a controlat toate detaliile. When they come to the city of Ai, they don't seem to talk to God about this. Când însă trebuie cucerită cetatea Ai, poporul se pare că nu-l întreabă pe Dumnezeu. Joshua sends off spies. Iosua trimite două iscoade. They come back and they say, this is an easy job. Și ăștia se întorc înapoi și zic, a, floare la ureche, simplu. You saw how easy it was with Jericho? Ai văzut ce ușor am cucerit Ierihonul? Yeah, 2,000 or 3,000 will be enough to handle this. 2,000 or 3,000 de bărbați și ăștia n-au nicio șansă. They're not relying on God, are they? Nu prea se bazează pe Dumnezeu, nu-i așa? They're relying on their success. Se bazează pe succesul lor anterior. But where did their success come from? Păi de unde a venit succesul lor? Was it because they were really good at military strategy? Fost pentru că au avut ei o strategie militară specială? No, God made the walls come down. Nu, Dumnezeu a ruinat acele ziduri. They have no track record of good military strategy. Ei n-aveau o istorie militară și o strategie militară pe care să o arate. They're crediting the thing that God did for them to themselves. Dar acum își asumă creditul a ceea ce a făcut Dumnezeu și îl pun în dreptul lor. And so they go off and they fight against Ai. Așa că se pornesc la luptă împotriva cetății Ai. And of course they are defeated. Și desigur sunt înfrânți. Often we can think we know how to do our jobs. Adeseori și noi credem că știm cum trebuie să ne facem meseria. We've preached before. Am mai predicat și altă dată. We know how to preach. Știm cum să predic. We know how to do things. Știu cum să fac ceea ce îmi revine mie. We don't need to rely on God. Nu prea am nevoie să mă bazez pe Dumnezeu. Every day we need to come back to God for His blessing, His power. În fiecare zi trebuie să revenim înaintea lui Dumnezeu pentru binecuvântarea și puterea Lui. And often our biggest danger is immediately after success. Și uneori cel mai mare pericol pentru noi este imediat după succes. We're proud, forgetting the success came entirely from God. Ne mândrim că am obținut acel succes, uitând că el de fapt vine cu totul de la Dumnezeu. And then we see in verse 5 how the hearts of the Israelites melted. Și observăm în versetul 5 că inimile israeliților s-au muiat, s-au topit. Have we heard about any hearts melting before? Oare n-am auzit cândva mai înainte despre alte inimi care s-au topit, s-au muiat? Yes, of course, in chapter 2, Rahab had said their hearts had melted. Oh, da, sigur, în capitolul 2, Rahab zicea, inimile noastre s-au muiat. And yes, at the beginning of chapter 5, again, we heard how the Canaanites' hearts had melted. Și de asemenea, în capitolul 5, aflăm că inimile cananiților s-au tăiat. So now we see how Israel has become like Canaan. Și acum observăm că Israel devine asemeni Canaanului. So quickly they've turned away from God. Repede s-au mai întors de la Dumnezeu. Joshua tears his clothes. Iosua își sfâșie hainele. He falls on the ground. Se trântește la pământ. He prays. Și se roagă.
Do you know it's possible to pray when you shouldn't? Știi că s-ar putea să te rogi atunci când nu e cazul să te rogi? No, I know the verse that says pray without ceasing. Știu că avem în Biblie verset care spune rugați-vă neîncetat. But here we have the only passage in the Bible where someone is told to stop praying. Dar aici e singurul pasaj din Scriptură în care Dumnezeu îi spune cuiva încetează rugăciunea. God says to Joshua, get up. Dumnezeu îi spune lui Iosua, ridică-te. What are you doing? Ce faci? Because he's praying and saying, God, you've really let us down. This is sad. Pentru că Iosua se roagă, zice, Doamne, tu ne-ai lăsat din mâna ta, suntem așa de triști, de dezamăgiți. And you know, we're surrounded, we're stuck on this side of the river. Acum suntem blocați pe valul ăsta al râului, suntem înconjurați de dușmani. And what's going to happen to your reputation, God? Și acum ce o să se întâmple cu reputația ta, Doamne? But there's no self-examination. Însă Iosua nu-și face o cercetare personală. He's questioning God's plans. El pune la îndoială planurile lui Dumnezeu. He's concerned about his own safety. Se gândește la propria lui siguranță. The last thing he talks about is God's name. Și ultimul lucru despre care vorbește este numele Domnului. And at this point they haven't addressed the problem. Dar până aici încă ei n-au adresat problema reală. There's sin in their midst. Este un păcat în mijlocul poporului. And that's the time not to pray about it, but to do something about it. Și când afli că există un păcat, nu-i momentul să începi să te rogi, ci să faci ceva pentru eliminarea lui. Now please understand, I'm not telling you to pray less. Înțelegeți-mă, vă rog, nu vă spun nici de cum să vă rugați mai puțin. But remember in Matthew chapter 5 verses 23 and 24. Dar aduceți-vă aminte, Matei capitolul 5, versetele 23 și 24. It says if you're going to the altar and then you remember you have a dispute with your brother. Dacă te duci la altar și în drum spre altar îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, leave the gift, go and reconcile to your brother first. Lasă-ți darul la altar și du-te și împacă-te mai întâi cu fratele tău. There are things we need to sort out first. Sunt lucruri pe care mai întâi trebuie să le punem în ordine. There are sins we must not cherish. No sins we cherish. We need to turn away from sin as we come to prayer. Sunt păcate de la care trebuie să renunțăm înainte de a veni în rugăciune. If you have fallen out with a brother or sister in the church, you need to sort things out with them as much as you can. Dacă ai un conflict cu un frate sau cu o soră din biserică, trebuie să faci tot ceea ce ține de tine să rezolvi acel conflict. That's not to say you need to be reconciled to everyone. Asta nu înseamnă că trebuie mai întâi să te împaci cu toată lumea. But you need to do your side. Dar trebuie să-ți faci partea ta. Before you pray. Înainte de a te ruga. Then thirdly we come to repentance. În al treilea rând, vorbim puțin despre pocăință. God says get up. Why have you fallen on your face? Dumnezeu spune, ridică-te. De ce stai așternut pe pământ? Joshua asked God why? Și Iosua spune, de ce? God asked Joshua why? Și acum Dumnezeu îl întreabă pe Iosua, de ce? God identifies the sin. Dumnezeu identifică păcatul. But Israel could have identified the sin earlier. Dar Israel ar fi putut să identifice mai devreme păcatul. If they had consulted God before going to battle. Dacă s-ar fi consultat cu Dumnezeu înainte de a pleca la război. They needed more prayer at the right time. Ar fi avut nevoie de mai multă rugăciune la momentul potrivit. Now they need to remove the sin. Acum trebuie ca păcatul să fie îndepărtat. And God is firm, they need to become pure again as a people. Și Dumnezeu spune cu fermitate, trebuie să curățim poporul, trebuie să vă purificați înainte de a merge mai departe. One of the things we need to think about as Christians is the whole question of unity and separation. Unul din lucrurile pe care trebuie să le înțelegem noi creștinii este diferența între unitate și separare. Christians need to be united. Noi creștinii trebuie să fim uniți. Jesus prayed in John chapter 17 that his people would be together, they would be one. În Ioan capitolul 17, Domnul Iisus se roagă ca ucenicii lui să fie una. Ephesians chapter 3 says that you will see more of God's love when you are united. Efeseni capitolul 3 ne arată că vom înțelege mai mult dragostea lui Dumnezeu atunci când vom fi uniți împreună. I want us just to look at that verse from Ephesians chapter 3. Și aș vrea să și citim acest verset din Efeseni capitolul 3. There is this amazing account where Paul talks about how he prays. Apostolul Pavel spune modul în care se roagă el. And he talks about how in verse 18 they may have strength to comprehend with all the saints
the breadth and length and height and depth of God's love. Și spune în versetul 18, vreau să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea. Because God's love is so huge, you need to appreciate it together. Pentru că dragostea lui Dumnezeu este atât de uriașă, de imensă, trebuie să o îmbrățișăm împreună. It's like when you watch a film in the cinema with your friends or you go to the cinema on your own. Este ca și când te duci la un film împreună cu prietenii tăi sau te duci de unul singur. There's a big difference in the experience. E o mare diferență în experiență, nu? Even more than that, how we appreciate God's love. Cu mult mai mult în experiența experimentării dragostei lui Dumnezeu. Because people often think, well, can't I just experience God's love directly, me and him, no one else? Mulți spun, dar ce, nu pot eu să simt doar eu singur dragostea lui Dumnezeu pentru mine? But don't you see how much bigger God's love is? Dar nu vezi că dragostea lui Dumnezeu de fapt este mult mai mare? When you realize he also loves that other church? Când înțelegi că Dumnezeu iubește și biserica cealaltă, that other church that split off from you, biserica cealaltă care s-a despărțit din biserica ta, and he's still blessing them rather than canceling them. Și Dumnezeu încă îi binecuvintează în loc să îi anuleze. And so as you together, you know, all the different groups appreciate he loves them too. Așa că noi împreună toți, toate grupurile, înțelegem că Dumnezeu ne iubește. You see more of God's love. Și atunci înțelegem mai mult dragostea lui Dumnezeu. That's why it's important for Christians to be united. De aceea este important ca noi creștinii să fim uniți. But in this passage we also see it's important for Christians to be separated from sin. Dar în acest pasaj înțelegem că este important pentru creștini să se separe de păcat. I mean, everyone realizes that if there's someone who's a danger to children, you don't want them associated with anything you do. Și când membrii congregației își dau seama că între ei este o persoană care prezintă un pericol pentru copii, vrei să te disociezi de acea persoană, să n-ai nimic de a face cu ea. But that's an obvious example. Dar ăsta e un exemplu evident. But what about other sins that we cherish in our midst? Dar ce-ar fi despre alte păcate pe care le păstrăm în mijlocul nostru? Sins of egoism. Păcatul egoismului. Sins of all sorts of heresies. Păcatul unor învățături greșite. And so what we need to find is what's the most effective way of demonstrating God's body to the world. Așa că trebuie să gândim care e modalitatea cea mai clară de a dovedi lumii trupul lui Hristos. We must seek to be united with all of God's people. Trebuie să încercăm să avem o păstrare a unității cu toți oamenii lui Dumnezeu. And we must seek to be separated from the things that are bad. Dar trebuie să căutăm în același timp să stăm separat de lucrurile care sunt rele. Often people only see one of those principles, but both are in Scripture. Adeseori oamenii văd doar unul din cele două principii, dar ambele sunt în Scriptură. And it is essential they separate from what Achan is doing. Și e esențial ca poporul să se separe de păcatul lui Achan. Now I want to look at what this passage teaches us about Christ. Hai să vedem în câteva minute ce ne învață acest pasaj despre Hristos. And then we'll have a bit of time for questions because I realize this is a difficult passage. Și apoi vă voi lăsa câteva minute pentru întrebări pentru că nu e un pasaj chiar ușor. Achan is challenged to give glory to God. Achan este provocat să-l slăvească pe Dumnezeu. That's verse 19. Este versetul 19. And he confesses God. Și el mărturisește înaintea lui Dumnezeu. As everyone will confess that Jesus Christ is Lord. Într-o zi toți vor mărturisi că Iisus Hristos este Domnul. But some will confess him too late for their own salvation. Dar pentru mulți va fi prea târziu ca să-l mărturisească spre mântuirea lor. But think of the contrast between Christ who gave up glory to come to earth. Dar gândiți-vă la contrastul între Hristos care a părăsit slava și gloria ca să vină pe pământ și lăcomia acestui om care apreciază mai mult argintul și aurul. And Achan is cursed. Achan este blestemat. But Christ was cursed for us. Și Hristos a fost blestemat, dar Christ pentru noi. Took the punishment to save his entire people. Hristos a luat asupra lui pedeapsa ca să salveze poporul întreg al lui Dumnezeu. He was put to death on our behalf. El a murit în locul nostru. What an amazing thing that our sins are taken away. Ce lucru uimitor că păcatul nostru a fost îndepărtat. Including our hidden sins. Inclusiv acele păcate ascunse. Including sins that are even hidden from us. Inclusiv acele păcate de care nici măcar noi nu știm. Sins that we may die never having actually recognized we committed.
Păcate cu care vom muri fără să ne dăm seama vreodată că le-am comis. But he paid the price for them. Hristos a plătit prețul și pentru acelea. So that we can appear before God fully forgiven. Ca noi să putem sta înaintea lui Dumnezeu pe deplin iertați. Clothed in his righteousness. Îmbrăcați în neprihănirea lui. What an amazing thing. Ce lucru uluitor. So it's a challenging passage. E un pasaj care ne provoacă. But I want us to remember that all of these passages point us to Christ and point us to the gospel. Dar rețineți modul în care aceste pasaje ne îndreaptă ochii spre Evanghelie și spre Hristos. Amen. Mulțumesc. Făcând o comparație între ce a făcut Rahab, faptul că i-a scăpat pe cei doi, dar totuși saving the two spies. Nu știu dacă se poate considera că a ascuns, a mințit, că sunt, că nu sunt acolo și totuși erau acolo. Și făcând comparație și cu ce a făcut Acan, bine, eu personal văd că a fost mai mult niște acțiuni de grup ce a implicat pe mai mulți oameni. Dar totodată pot să fie justificate oarecum sau pot să fie, nu știu, pot să fie, ar fi avut ceva șansă să fi fost diferite sau să fi fost oprite la timp anumite lucruri? It's difficult to understand everything that's going on. E greu să înțelegem tot ceea ce se întâmplă. So Rahab saves her entire extended family. Rahab își salvează întreaga familie extinsă. And Achan condemns his entire family. Pe când Acan aduce blestemul și condamnarea peste întreaga sa familie. So certainly we see consequences from what these two people do for people far beyond themselves. Deci vedem că acțiunile acestor două persoane au consecințe și efect asupra multor altora decât asupra lor înșiși. I think Rahab lied. Cred că Rahab a mințit. But God looks at her loyalty to him. Dar Dumnezeu privește la loialitatea ei față de el. And God loves truth so much, I don't think we can say lying is a good thing. Dumnezeu iubește adevărul atât de mult încât nu cred că putem să spunem că a minți este un lucru bun. Often people say, well, what about lying in extreme circumstances? Uneori oamenii pun această întrebare, dar dacă în circumstanțe extreme, în caz de forță majoră, e permis să mințim? The Nazis knock on your door and say, are you hiding Jews? Vin naziștii la ușa ta și te întreabă, ai ascuns ceva evrei în casă? Or the people, you know, ask you, are you carrying Bibles? Sau smuggle them in? Ești întrebat pe stradă, nu cumva ai niște Biblii în geantă? You probably know the story of the person, I think it was taking Bibles into Russia, it might have been Poland. When asked, do you have any Bibles in your van? Poate că sunteți familiarizați cu această întâmplare, o persoană care ducea Biblii undeva în Europa de Est, în Rusia sau undeva, a fost oprită și întrebată, ai cumva Biblii în mașină? He said, yes, the entire van is full of them. And the man just laughed and let him go through. Și omul zis, da, zice, am o mașină plină de Biblii. Și cel care l-a oprit l-a bufnit râsul și a zis, hai, du-te, du-te. I don't want to get involved in speculation about what we should do in difficult situations. Nu vreau să intru pe domeniul speculativ, ce să facem în situații de forță majoră. The Holy Spirit will give us the right thing to say at the right time. Duhul Sfânt îți va pune pe inimă și pe limbă ce să spui la vremea potrivită. But I do think that a war situation can also be different. Dar cred că lucrurile se cam schimbă când avem de a face cu război. But God never lies. Dumnezeu nu minte niciodată. And he actually cannot lie. El nici măcar nu poate să mintă. So think about that. He's all powerful and he cannot lie. Vă dați seama, Dumnezeul atotputernic totuși nu poate să mintă. Did you know there's an infinite number of things God can't do? Știți că sunt un număr infinit de lucruri pe care Dumnezeu nu le poate face. He can't make one God bigger than himself. El nu poate crea un Dumnezeu mai mare decât sine. Or two gods, or three gods. Sau doi Dumnezei, sau trei Dumnezei. Until you get to infinity. Sau un infinit de Dumnezei. Nu-i poate face. So, God's being all-powerful means he can do everything which is consistent with his character, everything he wants to do. Atotputernicia lui Dumnezeu înseamnă că el poate face absolut orice care este consecvent caracterului său, care este conform planului său. And when we read a character like Rahab in the Bible, we're not to read her as doing everything right.
Și când întâlnim un personaj cum este Rahav în Scriptură, nu trebuie să o lăudăm că ar fi făcut totul perfect. In fact, the entire Old Testament is full of stories of people who do wrong things and God blesses them. De fapt, întregul Vechi Testament este plin de relatări despre persoane care greșesc în tot felul de moduri și totuși Dumnezeu îi binecuvintează. In Genesis chapter 15, God recognizes Abraham's faith. Geneza capitolul 15, Dumnezeu recunoaște și declară credința lui Avram. And it becomes this great example for future generations. Și asta devine un mare exemplu pentru generațiile următoare. And it says in chapter 15 verse 6 that he believed God and he counted it to him as righteousness. Capitolul 6 din versetul 6 din capitolul 15 ne spune că Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. That is Genesis chapter 15 verse 6. Deci suntem în Geneza capitolul 15 versetul 6. How long does Abraham's faith last? Cât durează această credință a lui Avram? Well, look at the next two verses. Păi, hai să citim următoarele două versete. Domnul i-a mai zis: Eu sunt Domnul care te-am scos din Ur din Haldea ca să-ți dau în stăpânire țara aceasta. Avram a răspuns: Doamne Dumnezeule, prin ce voi cunoaște că voi stăpâni? So God says I will give you this land and Abraham Dumnezeu spune Avrame îți voi da această țară. And Abraham's response is how will I know that that's true? Și Avram zice: Doamne, dar cum voi ști că ceea ce îmi spui tu este adevărat? The man held up in the Old Testament as the great example of faith. Acel bărbat pe care Vechiul Testament îl evidențiază ca fiind părintele credincioșilor immediately doubts God. Imediat are dubii cu privire la Dumnezeu. And we could go through every figure in the Old Testament and find the same. Și fiecare personaj din Vechiul Testament are astfel de căderi. So when Hebrews chapter 11 says Rahab was a woman of faith. Și de ce totuși în Evrei capitolul 11 Rahav este evidențiată ca fiind o femeie cu credință? We know that we're supposed to be encouraged by her great faith. Știm că trebuie să fim încurajați de credința ei puternică. She was surrounded by a city of Canaanites and she chose the other side. Înconjurată fiind de concetățenii ei cananiți, ea a ales loialitatea față de Dumnezeu. But we don't need to read it as saying Rahab's perfect. Dar nu trebuie să înțelegem apoi că Rahab ar fi fost perfectă. What we got to recognize is that God is very very generous in his characterization of his people. Ci că Dumnezeu este foarte generos atunci când îi caracterizează pe poporul său. Much more generous than we are. Mult mai generos decât am fi noi în caracterizare. And we are feeling very judgmental about all sorts of figures in public. Noi suntem foarte critici cu privire la personajele publice. And all sorts of leaders of other churches we don't like. Și bineînțeles de conducătorii altor biserici de care nu ne place. And God probably says of them, they're really great. Dar Dumnezeu spune despre ei că sunt foarte buni. Now, it's not that God doesn't know their sin. Asta nu pentru că Dumnezeu nu le-ar cunoaște căderile și păcatele. God knows their sin far more than we do. Dumnezeu le cunoaște păcatele mult mai bine decât le cunoaștem noi. But they're his special children. Dar ei sunt copiii lui speciali. And so God looks at Rahab and just sees his wonderful daughter. Și Dumnezeu se uită la Rahav și vede o fiică minunată. And she's a real encouragement to us. So I don't know if that helps. Care să ne fie nouă o încurajare. Sper că răspunsul meu te ajută puțin. Puteți comenta, vă rog, despre asemănările și deosebirile dintre acest episod și Anania și Safira? Can you comment a little bit on the likeness and differences between Ananias and Safira? Yeah. So in Acts chapter 6 we have the story of Ananias and Safira. În Faptele Apostolilor capitolul 6 ni se relatează despre Anania și Safira. Which I think is Acts chapter 5, sorry. În capitolul 5. And they are trying to lie to the Holy Spirit. Ei mint pe Duhul Sfânt. And they're instantly judged by God. Și imediat vine judecata lui Dumnezeu. And again there's something I think there is a similarity I think it's very helpful to point it out. Cred că există asemănări și ne ajută să le subliniem. Here we have God's people just being established at the beginning in the book of Acts. La începutul cărții Faptele Apostolilor poporul lui Dumnezeu tocmai este stabilit, inaugurat. Just as God's people are just being established in the land in the book of Joshua. După cum în cartea lui Iosua poporul Israel tocmai fusese așezat în țară. And so the Bible often gives us characters who remind us of other characters. Așa că în Biblie găsim personaje care ne aduc aminte de alte personaje anterioare. And it's essential
that the church be pure of them. Și e important ca biserica să cunoască aceste lucruri și să-și păstreze curăția. But also there's a difference of age. Dar avem de a face și cu o diferență ca timp. Because in the Old Testament there is a political society of which God is the governor. În Vechiul Testament avem o societate politică peste care stăpân este Dumnezeu. And he gives people the death penalty. Care pune asupra oamenilor pedeapsa capitală. And in the New Testament, Jesus says, "My kingdom is not of this world." În Noul Testament, însă, Domnul Iisus spune, împărăția mea nu este din lumea aceasta. The church doesn't have the death penalty. Biserica nu impune pedeapsa capitală nimănui. And so to purify the church, God takes those people out. Așa că pentru a curăți biserica, Dumnezeu îi elimină pe cei doi. And so it's really important as we read these books, these stories from Joshua, that we don't always seek to apply them directly to ourselves. Așa că e important în momentul în care citim aceste cărți ale Vechiului Testament, cum este Iosua, să nu facem o aplicație directă la noi. We understand that this was a unique political situation which doesn't exist today. Trebuie să înțelegem că aceea era o situație politică specială care nu mai există astăzi. There is no people group on earth which can say that they have God's political mandate with them as Israel did then. Nu există un grup, o națiune astăzi pe pământ care să poată spune că ei sunt sub oblăduirea lui Dumnezeu și cu mandatul politic pe care Dumnezeu îl dăduse lui Israel în vechime. Unde puteau ei să curme? Sigur, poate fi o întrebare retorică, dar adesea ni se întâmplă și nouă astăzi să dăm vina pe altcineva, dar de fapt există și în dreptul nostru o anumită vină pe care ar trebui să ne asumăm. Și cum am putea să conciliem sau să ajutăm familiile victimelor colaterale, adică acelor 36 de oameni uciși? And prevent that or help them. Thank you. So I think that Joshua should have consulted God earlier. Cred că de la început Iosua ar fi trebuit să se roage lui Dumnezeu. God is not trying to trick people. Dumnezeu nu încearcă să-i păcălească pe oameni. And so clearly he identifies the sin to them later. În mod clar, Dumnezeu identifică păcatul din mijlocul poporului. But there's no evidence that they're praying to him as they make their plans to go to Ai. Dar n-avem nicio dovadă că poporul s-ar fi rugat înainte de a-și face strategia de luptă cu Ai. Now time and time again in the Bible we see people consulting God before they go to battle. Adeseori în scriptură găsim oameni care se consultă cu Dumnezeu înainte de a pleca la război. But we do see that sometimes people consult God too late. Dar uneori oamenii îl întreabă pe Dumnezeu prea târziu. It's interesting that Saul does this too late. Observați, împăratul Saul face lucrul acesta prea târziu. He does the wrong thing, doesn't consult God and then tries to consult him too late and God doesn't reply. Întâi se pune pe treabă fără să-l întrebe pe Dumnezeu, după aceea greșește, apoi se pune pe rugăciune, dar e prea târziu. So I think it's really important for them to pray early to God. Pentru ei ar fi fost foarte important să se roage încă de la început lui Dumnezeu. Proverbs 3 verses 5 and 6 tells us to trust in the Lord with all our hearts. Proverbe 3, versetele 5 și 6 ne spune să ne încredem în Domnul cu toată inima noastră. And not to lean on our own understanding. Și să nu ne bazăm pe propria noastră înțelepciune. So it's really important for us to say this is what I understand. Deci e foarte important să spunem, uite, eu asta înțeleg. Now God, what do you understand? Dar Doamne, tu cum vezi lucrurile? Because I need to lean on what you understand. Pentru că trebuie să mă bazez pe înțelegerea ta. And so I just think every day we need to acknowledge how little we know. Așa că în fiecare zi trebuie să recunoaștem cât de puțin știm de fapt. How little we know of what God is doing. Cât de puțin înțelegem din tot ceea ce face Dumnezeu. And we need to submit our minds to him. Și trebuie să ne supunem mintea noastră voiei lui. Last question. Yeah, last. După descoperirea păcatului, Acan a fost omorât. În biserică ce facem? Mai este relevantă disciplina în secolul în care trăim? Yes, I think church discipline is very important. Cred că disciplina bisericească este foarte importantă. And it's always with an aim to bringing people back. Scopul este întotdeauna recuperarea celui greșit. But it's also about the brand of the church.
Dar are de a face și cu numele bisericii. Now we have to understand that a lot of our secular friends understand brand better than we do. Mulți dintre prietenii noștri necredincioși înțeleg mult mai bine numele, firmele, corporațiile decât înțelegem noi. You remember when Starbucks closed all of its chains across America for a whole day to give its staff training because of one event they thought would affect their brand. Atunci când rețeaua de cafenele Starbucks s-a închis pentru o zi în toată America pentru a-și pregăti angajații într-un domeniu în care simțeau ei că le este afectată imaginea. We need to have discipline in our churches. Noi avem nevoie de disciplină în biserică. Not heavy shepherding. Nu să păstorim așa cu o mână puternică. Not trying to control people's careers. Nu a încerca să controlăm cariera oamenilor. But we need to be very clear on how we welcome people in the church. Dar trebuie să fie foarte clar modul în care primim oamenii în biserică. On the way we speak to newcomers. Modul în care le vorbim noilor veniți, on the way we don't speak to others, sau modul în care n-avem de-a face cu alții. And we need to be quite clear about that. Lucrurile astea trebuie să fie foarte clare. Because in any company they would have that level of discipline if it's a functional company. Pentru că în orice companie care vrea să funcționeze și să se mențină, trebuie să existe această disciplină structurală. You can't just say what you like on social media. Nu poți să spui chiar orice vrei pe social media. And I do think that there is a call for us to have some discipline. Și cred că asta ne cheamă să exercităm disciplina bisericească. Now, we're not concerned ultimately about the brand of our local church. Bineînțeles că în mod absolut nu ne interesează numele și renumele bisericii noastre. We're concerned about the brand of the name of God. Ceea ce ne interesează este numele și renumele lui Dumnezeu. And in the Lord's Prayer we pray, let your name be held as holy. În rugăciunea domnească Tatăl nostru spunem: Doamne, vrem ca numele Tău să fie sfințit de toți. In secular terms we might say, may your name be appreciated as a really worthy brand. Sau, dacă ar fi să vorbim în termeni nebisericești, Tată, vrem ca numele Tău să fie apreciat și glorificat. We want the name of Christ to be held high. Vrem ca numele lui Hristos să fie undeva sus, admirat. And so we want no connection between in the public mind between the name of Christ and lots of bad things. Așa că în mintea celor din afara bisericii nu vrem să existe nicio conexiune între numele înălțat al lui Dumnezeu și păcatul cuiva. Now we've got to hold that together with the command also to be united as Christians. Toate acestea însă trebuie să le legăm și de porunca de a fi uniți noi creștini. So some Christians are just separatists. Unii creștini sunt pur și simplu separatiști. And they just want to separate more and more until they get into their little group that's perfect. Vor să se tot separe, să se tot despartă până când rămân un mic grupuleț perfect. And guess what they're missing seeing? Și ce nu văd ei acolo? They're missing seeing the love of God. Ei nu mai văd dragostea lui Dumnezeu. And how broad it is to so many people. Cât de largă este și de cuprinzătoare pentru atât de mulți. But there are other people who don't like the hard work of discipline. Alți oameni însă evită munca grea a disciplinei. That's enough. Și destul am spus.